care sunt componentele urechii și ce vedem la examinarea clinică atunci când pacientul vine în cabinet și spune că are o problemă cu urechea. Urechea externă, pavilionul și conductul auditiv extern și timpanul este ceea ce noi vedem atunci când ne uităm în ureche, fie direct cu speculul, fie cu otoscopul. Urechea medie, dincolo de timpan, este o căsuță unde se găsesc oscioarele auzului, ciocanul, nicovala și scărița. Nu vedem decât timpanul la examinarea clinică, iar prin transparența lui putem avea informații despre ce se întâmplă în urechea medie. Alte informații despre urechea medie le obținem prin investigații, prin audiogramă și timpanogramă. Urechea internă. Urechea internă nu avem cum să o vedem la examinarea clinică. Obținem informații despre urechea internă de la pacient care ne spune că nu aude sau că are țiuituri în urechi sau prin investigații, audiogramă, RMN cerebral, numai în felul acesta putem avea informații despre urechea internă. Dacă ai probleme cu auzul sau alte probleme, alte afecțiuni ale urechii, programează un consult la orele.